Universitatea Politehnică din Timișoara oferă burse sociale speciale studenților săi. Aceste burse sunt diferite de tipurile de bursă oferite de facultate, cum ar fi cea socială, cea de studiu, de merit sau de performanță. Mai multe informații am aflat de la directorul Centrului de Informare și Consiliere a Studenților din cadrul Universității Politehnică din Timișoara, cel care a analizat solicitările pentru aceste burse împreună cu Comisia pentru Probleme Studențești a Senatului UPT. Ministerul Educației alocă fiecărei universități o sumă pentru burse. Acelea sunt burse sociale, ajutoare sociale, burse de studiu, burse de merit și burse de performanță. Pe lângă aceste burse alocate de către universitate din fondurile primite de la minister, din fondurile proprii ale universității, Politehnica acordă în fiecare semestru al anului universitar așa numitele burse și ajutoare sociale speciale. Aceste burse, deci le spune speciale, ca să se facă diferența dintre bursele normale pe care le primește studentul de la facultate pentru situația la învățătură, respectiv pentru situația materială. Și atunci, aceste burse se acordă studenților care au o situație financiară mai precară, chiar un venit aproape de zero, dar care totuși învață bine. Dacă vorbim de ajutoarele sociale speciale, acestea se acordă studenților care suferă de boli grave, care au fost implicați într-un accident și accidentul acesta a rămas cu urmări. Noi vrem să sprijinim acei studenți sau care, eu știu, provin din centre de plasament sau, mai rău decât atât, poate a survenit decesul unui părinte. Cine se ocupă mai exact de aceste burse? Cum ajung studenții în posesia lor? Trebuie să pună acte sau cum? Da, la începutul fiecărui semestru, așa cum se anunță și bursele din veniturile ministerului, conducerea universității lansează un anunț în rândul studenților, astfel încât cei care se încadrează în prevederile pe care le-am menționat anterior pot să-și depună la Secretariatul Facultății un dosar care să conțină acte similare celor de bursă sau de ajutoare normale oferite de către facultate. Și atunci, aceste burse sunt transmise mai departe la rectorat, față de bursele normale care sunt jurizate la nivel de facultate, de către o comisie de la nivelul facultății, iar la rectorat, toate bursele și ajutoarele sociale speciale sunt alocate în urma unei jurizări, făcută de către prorectorul cu probleme studențești, împreună cu o comisie formată din subsemnatul și din reprezentanți ai studenților care sunt în Senatul Universității. Bursele sociale speciale sunt burse care se acordă studenților de la ciclurile licență și master cu o situație școlară bună, dar care au o situație financiară sau materială mai slabă. Nu există o limită. În fiecare semestru, practic, vedem câte dosare sunt depuse la nivel de universitate și atunci decidem cât, în funcție de suma care rezultă din jurizarea burselor, vedem câți dintre acești studenți putem să îi sprijinim. În general, sprijinim studenții care au o situație financiară aproape de zero, dar și care nu au foarte multe restanțe sau chiar deloc, iar situația la învățător este una bună. Afectează cumva această bursă socială specială celelalte burse? Adică un student se poate încadra atât la această bursă și la celelalte burse sau nu? Nu, un student poate să primească și burse de la facultate pentru situația în învățătură sau chiar și bursă socială de la facultate și poate această bursă socială specială poate fi cumulată și cu alte burse. Deci bursele și ajutoarele sociale speciale pot fi cumulate și cu bursele respective. Deci un student care primește bursă de la facultate poate primi, dacă se încadrează, și burse de la rectorat. Această sumă care se oferă studenților pentru, practic venită de la aceste burse, este o sumă fixă în fiecare an sau se schimbă în funcție de fondurile universității? Da, de fapt, istoria acestor burse este undeva în anul 2006, când unii studenți care învățau totuși bine, dar aveau situații financiare sau familiale deosebite, veneau să solicite ajutorul universității în a-i scuti de taxa de cămin sau în a le reduce taxa. Și atunci s-a hotărât
la inițiativa organizațiilor studențești din perioada respectivă, să se creeze un regulament prin care toți studenții, repet, care aveau o situație financiară mai deosebită, dar totuși și o situație bună la învățătură, să poată să beneficieze de practic această scutire. Leg de taxa de cămin, pentru că valoarea unei burse în fiecare semestru este stabilită și în funcție de taxa medie de cămin din anul universitar respectiv. Deci, practic, dacă taxa de cămin la Politehnică este în jurul sumei de 100 de lei, tot atâta este și bursa socială, care se acordă în fiecare lună, iar ajutorul social se acordă doar o singură dată pe semestru. De când au început acei studenți să ceară aceste burse, practic bani pentru cămin și nu numai, au evoluat, adică studenții vin din ce în ce mai mulți să se înscrie sau numărul a scăzut? Nu, numărul a crescut după momentul în care a apărut regulamentul, în primii 2 ani, după care numărul de dosare a fost constant. În fiecare an nu a crescut foarte mult numărul de dosare. Bursele sociale speciale trebuie să fie aprobate de biroul Consiliului de Administrație al UPT, iar Centrul de Informare și Consiliere a Studenților din cadrul Universității Politehnica din Timișoara va comunica facultăților beneficiarii burselor pentru semestrul în curs.